întreb ce faci în seara asta, că văd mereu la tine pe Instagram. Spoiler e că noi ne urmărim pe Instagram, să-i dea Dumnezeu sănătate doamnei Laura, că mă urmărește. Îmi place să te urmăresc, ești fain. Mulțumesc, tu ești și mai șmecheră și pui și statusuri cu unde ești și ce faci. Deci, oamenii care vor să te vadă la concerte știu exact unde să te vadă la concerte. Păi aia zic, mi s-a părut că dacă tot au pus asta cu statusurile, de ce să nu folosesc? Dar ce relație aveți eu, doamna Laura, cu Instagramul de obicei și cu platformele sociale? O relație da. Civilizată. Da? Da. De da. Pe de dependență sau așa din când în când când ne mai aducem aminte? Vrei să verific pe telefon că-s cu tine, să vezi cât am stat azi pe Instagram? Hai să vedem. Chiar sunt curioasă. Cum ar fi? Cum ar fi? Aolo, stai așa că și-a luat telefon de la de să rabatează. Păi da, doar că l-am scăpat. Da, nu-i problemă, așa. E foarte rezistent. Și ți arată intră? Din Instagram? Nu știu, eu activitatea știu la... Activitatea ta. Așa. Nu e, eu cred că se... Durată. Așa, ia. O oră și șapte minute, că mai are și altă treabă, Laura. Media zilnică, nu azi. Da, e bine. Astăzi e... O oră și șapte, o oră treizeci. Uite, am stat și... 35 sâmbătă, de minute. Uite. 35 de minute sâmbătă. Păi da, tu pe mașină când mergi spre concerte, care e activitatea ta favorită dacă nu stai pe telefon? Stau pe telefon. E bun. Răspuns la mail-uri sau ce se întâmplă? Nu cred. Eu nu cred că tu te joci șah. Nu există așa ceva. Uite la ce nivel. Arată-le oamenilor. Bă, băiatule, se bate cu computerul la șah, mă, nu există așa ceva. Dar de ce fac puzzle-uri, îmi place foarte mult, mă super relaxează. Deci ți se pare cumva că îți menține vie... Da, nu mi se pare, chiar așa e. Ok. Mă calmează, mă liniștește, mi educă gândirea logică, da? Mă ajută să văd un pic înainte, lucrurile să nu mai fiu impulsivă, da? Pentru că eram o fată foarte, foarte impulsivă. Bine, încă mai am scăpări, stai să-mi închid gentuța vieții. Care se proiectează unde și pe cine? Ce vrei să spui cu asta? Abar n-am! Poate ești pe cu, mine. Cu prietenii pe sau mine. cu domnul Ghenu acasă. Și pe el, normal. Și el cum duce? Duce. Și el cu e impulsiv? El e cu zâmbet pe buze. A învățat să maturiza foarte frumos, Ionuț. Sunt foarte mândră de el. A învățat-o pe asta să întoarcă repede starea de spirit, știi? Când vede că ceva imediat sucește și ajungem să râdem. E foarte tare chestia asta. Nu vine bine să că cred și tu te reușit. Dai după el cum ar veni. Păi da, trebuie să-i dai creditele, nu? Trebuie, ai când da, vezi, când da, vezi da. Că s-a străduit să fac asta, râzi, na. Deci, până la urmă, domnul Ghenu e cocoșul în casă? Sau cum luați deciziile? Cum se întâmplă? Noi, da, eu cred că el e cocoș și da, eu sunt găină și avem fiecare importanța lui în societatea ecosistem. De la noi, din ecosistemul casei noastre. Ecosistemul casei voastre, înțeles. Dar cum a fost readaptarea la viața socială cu foarte multă aglomerație? Pentru că știu că tu ai fost foarte mult implicată în Bali. Eu te știu de când mi-ai zis că pleci și până te-ai întors. Ai fost Laura. În Bali? Nu, n-am fost. Că este eu sunt... foarte aglomerat. Da? În Bali este foarte aglomerat. Dar nu cu persoane publice. Ba, și cu persoane publice. Am fost la Bali Vigelie. Am fost la super party-uri. Cu DJ super faimoși, uite și Kygo sau Lost Frequencies. Au făcut poză acolo. Cu tine, că au zis e Laura, mă, Kygo, ai no, cinema, n-am făcut poză, chiar m-am și supărat pe Kygo că n-am făcut poză, că am stat chiar lângă el, da. Dar avea un bodyguard foarte, foarte arogant, vai, chiar mi-a amintit de chestia asta, nu mi-a plăcut deloc chestia asta. Am învățat ceva, am zis, ai mei niciodată n-au voie să fie așa aroganți. Okay. Mi-e place să fac poze cu oamenii. În fine, lăsând asta, e un loc foarte aglomerat, cu foarte da. Multe evenimente da. Și sociale, la Bali mă refer. Da. Și de toate felurile, adică până și în trafic e super aglomerat. Cu tuk-tukurile alea nebune, cu toate relele. Nu tuk-tukuri, sunt scuterele. Da. Dar găsești liniște, găsești aglomerații, le găsești pe toate în Bali. Am înțeles. Și știi că dacă aș fi fost de la altă publicație unde, într-adevăr, da. Întrebările sunt nașpa, nu ca aici la noi, la Cancan, unde sunt prietenoase, da. Dacă în Bali s-a lucrat doar la relații sau și la altceva? S-a lucrat și la brandul meu de skincare. La brandul tău da, de skincare. Am văzut că te mult. Dai cu niște creme, doamnelor, acum Ale arăți mele. 22 de ani, a, maximum, cred nu, că. Nu, 40, așa trebuie să fie. Vai, așa trebuie 40. Să fie. Foarte frumos. Eu nu am de astea cu altă vârstă, să spun. Ce regret avem până la vârsta asta? Avem?
avem niște regrete, dar lucrăm la care cel mai mare? Lege. Oh, nu, sunt multe. De ce vrei să stricăm vibe-ul ăsta? Nu stricăm nimic. Să mă apuc aici, să fac o dramă. Nu vreau, că am fost pe râs până adineori. Aia zic, lasă-o unde? Domnul Nughenu are chelie apârlită de soare. Și n-au vrut să vină. Păi era grena. Și nasul, vârful nasului, vă jur, vârful nasului, perfect rotund, așa era grena. Și așa era grena și mai avea o dungă pe aici, nu știu ciudat. Da, am fost la Moșia Galicia Mare, unde, pe lângă Craiova, unde nou ne place să mergem. Da. Am avut un weekend aglomerat cu concerte și ne mai, ne duceam acolo să mai stăm o noapte. Și tu cum la concert, veneam, pentru că eu folosesc protecție. Eu mă îngrijesc, eu mă dau cu creme. El nu a vrut. SPF-ul, bă. Bărbatul a crezut că el este buricul buricilor. El e cocoșul. Păi și noi, de 1 mai am fost pârlit. La mare, ne-am întors. Doamne, ferească-mă Dumnezeu, că nu mai aveam piele pe față. Protecție. Important, mesajul ăsta e important, să ne protejăm. Uite, Doamne, altfel se duce fata singură la eveniment. Bine, cu fetele. Domnul Ghenu, data viitoare să nu mai vă prăjiți. Sună ciudat. Să folosiți protecție solară. Îți mulțumim, Laura, să-ți pup mâna pentru că ești absolut superbă și îți mulțumim că existi în viețile noastre. Oh, Doamne. Bun și-o pe vrăjeală. E o plăcere, bun, să vii și la tine la podcast acum. Gata, mai e.